Slăviți să fie Domnul! Iuda, versetul 20 și 21, îi salutul bisericii din Bosanci pentru dumneavoastră. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, citesc trei versete la care sper că vom ajunge și la ele. Coloseni, capitolul 3, versetul 12, 13 și 14. Astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Sunt pentru prima dată în biserica dumneavoastră, mi-a plăcut de voi, nu cunosc pe nimeni din adunare, m-am uitat atent și nu cunosc absolut pe nimeni. Mi-ați făcut o impresie bună, aveți așa un duc de rugăciune, sunteți destul de vioi, un pic gălăgioși, faceți cu multă râvnă, la unele cântări și negativul mi s-a părut că e prea negativ, cântați frumos spre slava lui Dumnezeu și pentru asta vă felicit și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aveți ca și temă astăzi, pentru învățătura noastră, dată ceva despre legătura frățească. Ca să înțelegem ceva despre legătura frățească, eu n-aș știu textul pe care îl aveți dumneavoastră, vreau să vă spun că Biserica lui Dumnezeu suferă câteva comparații. În primul rând, Biserica lui Dumnezeu îi comparată cu un trup. Noi, oamenii, frații, surorile, suntem mădulare și Biblia spune că suntem mădulare unii altora. Roman capitolul 12 și 1 Corinteni capitolul 12 vorbesc despre trupul lui Hristos. Deci un mădular nu poate fi independent în trup. Automat el trebuie să aibă legătură cu celălalt și unul este picior, unul e mână, altul e glanda tiroidă care nu se vede, altul este o încheietură și Pavel spunea în Efeseni 4 mai jos, de la 11 în jos, prin ceea ce dă fiecare încheietură, tot trupul bine închegat și strâns legat își primește creșterea, ca și în Coloseni capitolul 2. Dragii mei, noi nu putem fi independenți în trupul lui Hristos. N-avem cum. Un organ care este independent îi mort. Îl ai extirpat, îl ai scos din trupul lui Hristos. Primul meu studiu biblic din Scriptură, pentru că n-am avut ocazia să urmez o școală teologică, fiind de la țară năcăjit cu o mamă paralizată, cu ceapeu, am luat eu un caiet și primul studiu care am vrut să-l fac a fost despre mântuire. Și eu am vrut să demonstrez că mântuirea este individuală, ca să spun altuia care predica el că mântuirea e colectivă. Și când am început să caut versete despre mântuire, am luat un caiet, l-am împărțit în două și am scris sus: mântuirea este individuală. Și am găsit scris în Galateni, capitolul 6, versetul 5, că fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și după multe versete am mai scris un titlu: mântuirea este colectivă. Și am umplut de versete amândouă rubricile, și una și cealaltă. Și am înțeles că mântuirea, într-un anumit sens, este individuală. Noi răspundem în mod individual de faptele noastre, dar în alt sens, mântuirea e colectivă, e prin biserică. Și tot în Galateni, capitolul 6, versetul 2 spune: purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Deci mântuirea într-un fel este individuală, iar în alt fel este colectivă. Amândouă adevărurile se aplică în viața bisericii. Prima comparație, trec repede, mie nu-mi plac introducerile lungi, că așa e de mult dispus din Scriptură, mă ajut Domnul să vă spun. Prima comparație cu trupul lui Hristos, în care noi avem o legătură de interdependență, depindem unul de altul în slujire și în mântuirea noastră. Să ne dea Domnul înțelegerea aceasta, amin? A doua comparație vine Apostolul Petru și spune în 1 Petru capitolul 2, la versetul 5 în jos încolo: și voi ca niște pietre vii sunteți chemați ca să alcătuiți o casă duhovnicească. Biserica îi comparată cu o casă în care eu sunt o cărămidă, o piatră vie, spune Petru.
Ori piatra nu poate să fie singură în zid. Eu am și zidit la viața mea. Deci când așez cărămizile sau piatra în zid, o pui una lângă alta, una peste alta, nu poate o piatră să spună celui din stânga, te rog frumos, nu mă atingi. Păi ăla nu-i zid. Nu poate să spună celui din dreapta, nu te atinge de mine, te rog frumos. Eu sunt mai fin, îs mai irascibil, îs mai sensibil, eu n-am nimic de a face cu tine. Ăla nu-i zid, ăla nu-i casă. Piatra vine pusă una lângă alta și vine Pavel și spune, zidiți, Efeseni 4, zidiți în dragoste. Mortalul ăla, nu știu cum se spune în America, mortalul ăla cu care se lipesc cărămizele una de alta, îi dragostea lui Hristos. Și dragostea lui Hristos ne strânge și noi suntem un zid strâns unul lângă altul, să ne ajute Dumnezeu. Amin? A treia comparație care o suferă biserica e cu o armată. Spunea Apostolul Pavel Timotei, a 2 Timotei, capitolul 2, versetul 4, niciun ostaș nu se încurcă în treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Voi sunteți o armată. E adevărat, o armată bine instruită, dar în armată, eu am făcut armata, la Timișoara, și multă instrucție am mâncat noi acolo, la un batalion de infanterie. Și noaptea și dimineața și ne scotea, așa trebuia să mergem în cadență, pentru un gură cască, făceam câte o oră de instrucție, că tăți începeau cu stângul, el pornea cu dreptul. Tăți aveau o cadență, el era în contratimp. Și mâncam instrucții pentru unul și până la urmă am ajuns să mergem în cadență toți. În adunarea Domnului n-are voie să o ia unul înainte. Spune în a doua epistola lui Ioan, versetul 9, că cine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu-i din Dumnezeu. Dacă sunt oameni din ăștia care au tendință de a ieși din rânduri, pe ăștia urmărește diavolul. Sunt duhuri specializate care luptă cu ăia dinainte, care luptă cu căpeteniile, sirienii de regulă luptă cu căpeteniile. Când a plecat Iosafat cu Ahab la război, împăratul Siriu a dat un ordin. Nu luptați nici cu mare, nici cu mic, numai cu căpetenia, numai cu împăratul. N-avem voie noi să o luăm înainte și să ieșim din învățătura lui Hristos. N-avem voie nici să rămânem în urmă, că acolo sunt alte duhuri. Amalek i-a urmărit pe cei obosiți din tabăra lui Israel și i-a nimicit. Nici înainte, nici în urmă, biserica Domnului merge în rânduri, merge în cadență. Noi a strigat Mica în capitolul 5, versetul 1, și acum strângeți rândurile în cetate. Dumnezeu să ne ajute, amin? Primul gând legat de legătura frățească, textul dumneavoastră, eu aveam un set de predici despre legătura frățească, dar vreau să ajung și la versetele celelalte care le-am citit, e legat de ceea ce v-am spus, biserica. Odată e trupul lui Hristos, depindem unul de altul, biserica e o clădire, eu sunt o piatră vie, depind una de alta, biserica e o armată, e o oștire și trebuie să mergem în rânduri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vine apostolul, cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 2, parcă versetul 42, și vorbește de cele patru stăruinți ale primilor creștini. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în... Iată că legătura frățească era o stăruință a celor din tâi creștini. Ei stăruiau în legătura frățească și în celelalte trei. Cineva spunea că ăsta e carul mântuirii și astea sunt cele patru roate. E foarte greu când una din ele lipsește. Învățătura, legătura, frângerea pâinii, rugăciunea, ele trebuie să fie toate. Și mă rog, Domnule, să le aveți și voi pe toate, amin? Amin. Dar vine Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 1, și pune a cincea stăruință. Eu am umblat ani de zile cu calul, sunt de la țară, am animale, acum abia aștept mă duc la ele, când nevasta mea căjită. Am vreo 2 ani de când am vândut cai numai și la car era foarte importantă și cârma aia, oiștea, îi se spunea în Bucovina, eu sunt bucovinean, așa. Și degeaba ai carul și roțile dacă nu-i direcția bună. Și vine Pavel în Evrei 13 cu 1 și pune a cincea stăruință, stăruiți în dragostea frățească. Doamne ajută-ne, că vorbim de dragoste și de legături frățești. Că dacă o e carul la val în direcția care nu-i bună, eu am întâlnit frați care stăruiesc
în legături frățească, dar numai ei, numai familia noastră, grupul nostru, toți sunt răi din America, noi suntem câțiva buni. Și cina Domnului, eu stăruiesc în cina Domnului, dar nu cu voi, numai noi câțiva iau stăruințele astea, dar nu-i bună direcția. Și Pavel spune, oameni buni, când stăruiți, stăruiți și în dragoste frățească, Dumnezeu să ne ajute, amin? Al doilea gând care l-am din textul acesta, e legat de lumină și întuneric. Prima lucrare care a făcut-o Dumnezeu, știți care, a despărțit lumina de întuneric și a numit lumina zi și întunericul noapte. 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și... Ei bine, acum Domnul Iisus spunea că eu nu fac nimic decât ceea ce îl văd pe Tatăl meu făcând. Ce avem noi de făcut aici în America? Că suntem copii al lui Dumnezeu. Păi în primul rând trebuie să despărțim lumina de întuneric. Așa a făcut Tatăl nostru, așa facem și noi. Mă uit în casa mea, ce-i lumină și ce-i întuneric și le despart. Mă uit în inima mea, ce-i lumină și ce-i întuneric, le despart. Mă uit în adunarea Domnului și întreb ce-i lumină și ce-i întuneric și le despart. Domnul să ne ajute, amin? Și încă un lucru, Dumnezeu a spus lucrurilor pe nume. A numit lumina zi și întunericul a numit noapte. Știți, nu mai avem curajul să spunem lucrurilor pe nume. Nu mai avem curajul ăsta. Eram odată la Volovăț, la o întâlnire cu toate comitetele din Bucovina. Bucovina din România și Bucovina din Ucraina, că Bucovina e ruptă în două. Și aveam o ordine de zi, aveam o temă dezbătut și printr-un proroc bătrân din Vicu, o ieșit un cuvânt de la Domnul, poporul închide în poarta dinspre vest, că-mi intră stricăciunea. Voi spuneți, aceasta nu-i păcat, aceea nu-i păcat. Și atunci vă întreabă Duhul Sfânt, ce mai numiți voi păcat? Și mi-aduc aminte că președintele nostru, care e de multă vreme președinte de filială, un om pregătit cu 14 copii pocăiți, a spus, frate, vă punem deoparte ordinea de zi și după 80 de ani de pentecostalism, ar fi cazul să definim din nou ce-i păcat și ce nu-i păcat. Eu mă duc aminte când eram copil mic, sunt născut în pocăință. Mama mea născut în 1930, în pocăință. Bunicul meu condamnat pe 25 de ani la Cernăuț, ani de pușcărie, de scult, bătut prin gheață, acolo a fost dus. Fraților din copilăria mea, le era tare ușor să definească păcatul. Ăsta e păcat, ăsta nu-i păcat. Mi-aduc aminte de frații care erau în vârstă, frați de la Vico veneau și spunea, soră, dacă vecina ta a făcut-o cu matrii sau o onomastică și tu i-ai împrumutat scaunele, ai și luat parte la lucrări neroditoare. Și Efeseni 5 cu 11 spune să nu luați parte. Așa de clar le era să definim păcatul, noi nu mai avem claritatea asta, acuariteța asta să definim. Mă întreabă, mama, trebuie să eu batic pe cap când merg la adunare? Vezi cu frață, comentează, sunt ăștia care fanați, ai pune și tu ceva. Băi, păcat sau nu-i păcat? Cu privire la nașterea de copii, cu privire la stăruința după Duhul Sfânt, cu privire la doctrina simplității, îi păcat sau nu-i păcat? Să ne dea Domnul puterea să despărțim lumina de întuneric și să spunem lucrurilor pe nume. Amin? Dragii mei, lumina e venită de la Dumnezeu și spune că întunericul se împrăștie și lumina apare chiar. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 5 și versetul 9, vorbesc despre aceeași lumină, că lumina a venit în lume și întunericul n-a biruit-o. Dar organul de simț al nostru care percepe lumina este ochiul. Și aș dori ca Dumnezeu să ne vindece ochii în ziua de azi, amin? Pentru că se pune problema ochilor. Nu poți fi pocăit. Iov 31 cu versetul 1 spune așa. Făcusem un legământ cu Dumnezeu să ne ajute. Facem legământ cu ochii. În Ezechiel capitolul 20 versetul 7 spunea. Luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. În Psalmul 101, versetul 3 spunea, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. În Matei 5, 29 spunea, dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l. În Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18 spune, te sfătuiesc să vii la mine ca să cumpăr alifie, să-ți ungi ochii, să ne dea Domnul alifie asta. Sunt aici oameni bolnavi cu ochii. În Sfânta Scriptură eu am găsit trei feluri de orbi. Am găsit orbi din naștere.
Ioan capitolul 9. Vin ucenicii, învățătorule, cine o păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, că s-a născut orb? Nu păcătui niciunul, așa s-a născut ca să se arate el lucrările lui Dumnezeu. Când vorbesc despre vindecare, asta e un text pe care îl prefer eu. Dar omul ăsta s-a născut orb. Eu am observat că prin adunare sunt oameni, băieți, fete, care se nasc orbi. Îi trecem în registru, le dăm botezul în apă, ridică mâna la adunarea generală, își dau cu părerea, dar ei nu l-au văzut niciodată pe Dumnezeu. Nici în Scriptură ei n-au prea citit. Au drepturi ca și ceilalți, dar ăștia s-au născut orbi. Orbi născuți, dacă vreți, din interes. Mi-aduc aminte odată, fratele Costică Macoviciu, dacă își povestea, era la Iași. Și-o oficia vreo 11 botezuri. Și după botezuri a fost cina Domnului. Și la cina Domnului a spus fiecare să se cerceteze pe sine și așa se întinde mâna. Dar îmi spunea fratele Macoviciu, aveam o hârtie albă și am spus, nu-i pentru voi versetul ăsta care ați încheiat botezul o jumătate de oră în urmă. Versetul ăsta e pentru noi să ne cercetăm. Voi sunteți cum e coala asta de hârtie și le arăta la ăia ieșiți din apă. Așa sunteți voi. Și spunea fratele Costic, când trece cu trupul Domnul, se ridică 10 și unul nu se ridică. Ne-a trăit cina. Frate, eu nu sunt vrednic să iau cina. Extraordinar. Botezat de o jumătate de oră și nu-i vrednic. Ei, nu a făcut gălceavă, o lăsat, totul la el la urmă, ce s-a întâmplat cu tine? Frate, eu n-am nici în clin, nici în mânică cu pocăința. Eu am vorbit cu o fată, m-am drăgostit de o studentă, ea mi-a spus că e pocăită și continuăm prietenia dacă mă pocăiesc. Am întrebat ce am de făcut, să vin la adunare să iau botezul. Asta am făcut. Dar când dumitale ai spus să mă cercetez, chiar m-am cercetat, frate păstor, și am văzut că sunt o mizerie, sunt un gunoi, nu merit. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, frate s-a ocupat de el, m-aș bucura să fi rămas pocăin. Știi, odată un băieț s-a îndrăgostit de o fată, s-a bătut joc de ea până la urmă, dar inima era legată, să fie în fiul lui Hamor. Și a spus, dar ce trebuie să fac eu ca să fac parte din popor? Păi să te tai împrejur. Dar el n-avea nici făgăduință, nici nu-l cunoștea pe Dumnezeu, nici legăminte, dar s-a tăiat împrejur pentru Dina, fata lui Iacov. Ăsta era evreu? Nu era evreu. Știți, sunt unii care se nasc orbi. Dar eu aș dori ca Dumnezeu să ilumineze în ziua de azi. Amin? Și ăla care a deschis ochiul lui Bartimeu, fiul lui Timeu, să mai deschide ochii până adunare la frași și la surori. A doua categorie de orbi, i-am întâlnit în cartea 1 Samuel, capitolul 11. Cei din Iabesul Galaadul au avut un conflict armat. O venit Nahaș Amonitul și au spus, voi sunteți robii noștri. Și eu spun, gata, suntem robii voștri, ne plătiți biruri, vă plătim biruri. Da, dar vreau să arunc o ocară asupra oștirii lui Israel, dați-ne voie ca la toți bărbații să vă scot ochiul drept. Ați citit acolo prin Biblie, nu? Să vă scot ochiul drept. Și automat dacă la un om îi scoți un ochi, nu mai vede așa bine ca înainte. Cine erau cei din Iabesul Galaadului? Dumnezeu când a scos pe evrei din Egipt, le-a promis Canaanul. Au îndepărtat 7 neamuri de acolo și i-a trimis în Canaan. Înainte de a trece Iordanul, 2 seminții și jumătate, Ruben, Gad și din seminția lui Manase, numai jumătate, familia lui Machir, au venit la Moise și au spus, Domnule Moise, noi nu mai trecem Iordanul. Dar de ce? Păi noi avem vite multe și aici am găsit pășune și noi nu mai trecem în locul promis, în țara făgăduită. Noi rămânem aici că avem fân, avem paie și avem nutreț la vite. Și Moise s-a supărat de tare și a spus, cum disprețuiți voi moștenirea Domnului? Cum rămâneți voi aici din coace de Iordan? Până la urmă au acceptat. Au fost și au luptat pentru evrei și au instalat cortul și au venit înapoi. Băgați de seamă. Aceste 2 seminții și jumătate mereu au făcut probleme. În Iosua, capitolul 22, au făcut un altar mare. Dar toate popoarele, când veneau să se bată cu evreii, întâi se opreau la astea 2 seminții și jumătate. Ramodul din Galaad, Iabesul din Galaad, seminții din Galaad, erau cetățile cu cea mai mare primejdie. Când au venit Nahaș Amonitul, le-au spus lor, dați-mi voie să vă scot un ochi. Cu ăștia are de-a face Nahaș prima dată.
El nu intră în mijlocul taberului lui Dumnezeu. El se oprește la ei obosiți de pe margine, știți? Știți ce reprezintă oamenii ăștia? Ăștia sunt niște creștini, nu lumești, că nu le dragă lumea tare. Oamenii ăștia nu ascultă manele, n-au ei treabă, nu pui televizorul să vadă telenovele. Nici nu interesează comitetul din adunare. Cine e ăla-i bun, Domnul să-l ajute. Ăștia sunt niște creștini firești, ocupați de paie, de vite și de lucru. Îi bun repetiția la cor, felicit corul. Domnul vă binecuvinteze și grupurile. Din clasa 8 am cântat la cor până în ziua când am fost dat afară, când mi-am pierdut vocea. Și avem și noi un cor mare, mare, mai mare ca dumneavoastră, avem vreo 70-80 în cor, mai avem vreo 70-80 de copii în afară, mai avem un cor de 50 de bărbați, corul bărbătesc și alte grupuri. Și eu cu cor am avut tare mult de lucru. Aș putea să scriu o istorie numai despre cor. Atât mi-a plăcut mie corul de tare, că acum de când sunt păstor, am mers în familie, merg la repetiții, eu fac prezența ca să constitui un pic de autoritate mai mare decât a dirijorului. Și m-am dus în familie și am spus, m-am așezat pe scaun și mi-a spus, din casa asta, unul cântă duminică în cor. Și am stat de vorbă și îți făcea noaptea, băi, nu vă culcați, că eu nu plec de la voi. Cine vine în cor? Și apoi sora Dora îi spune la fratele Gheorghe, măi, du-te tu și cântă. O zic, bine eu, frate Dragoș. Și unul din cei mai buni basiști. Și cu corul am avut multe probleme, hai o paranteză mică, am avut multe probleme. O venit dirijorul, un băiat tânăr, frate Dragoș, nu pot cânta duminică, nu vin coriștii. Și care vin, au aer de vedete, nu-s atent, butonează telefonul, cu două surori mai bătrâni în pleteu, ce-o rap, eu îmi sparg pieptul, ele nu știu cântările. Am cântat 3 cântări în duminică, 3 duminici la rând. Și le-am spus, oameni buni, oricât de drag s-ar fi un om, când moare, îl ții vă 2-3 zile și miroasă și îl îngrop. Mie corul mi-e lucrarea cea mai dragă, mai dragă decât predicarea, mie mi-a fost corul. Mie cea mai dragă lucrare mi-este cântarea în cor. Din 1964, corul la noi în adunare cântă fără întrerupe. Dacă și păstorul vă spun, de azi înainte nu mai avem cor. Desfințăm corul că ați greșit 3 cântări la rând. S-a ridicat un frate la 80 ceva, dar tu l-ai făcut, măi, frate, de tu îl desfințezi. Nu l-am făcut eu, dar nu mai avem cor. Dar mie așa mi-era de drag corul. Și în particular am vorbit cu 2 coriști, băi, hai ne restrângem activitatea, aveam cam 150 în cor. Și hai să facem un cor un pic mai mic, cu voci mai bune, mai cu interes. Am făcut un statut, am făcut un catalog cu prezență și am spus, hai să testăm un pic pe ea care tot a intrat așa în cor, fără să-i testeze nimeni. Și dirijorul spune, nu pot, frate dragul, și eu sunt tânăr, sunt necăsătorit, cum să dau eu afară? Las că vorbesc, am vorbit cu fratele Piu de la Rădăuți, un profesionist. Și am spus, frate, vii și testezi tot corul. O mers prima dată la o soră. Soră, lic în picioare, la ce voce cânt? La a doua. Eu dat tonul cântă. Ea spune, frate, doar am 35 de ani de când cânt în cor. Ei, acum vedem noi ce-ai cântat cu 35 de ani. Ei, și sora a reușit, a rămas să cânte în cor. Și vreo 50 odată afară. Tot a fost bun, ce nu mi-a convenit odată și pe nevastă-mi afară. Și pe nevastă mea și nevasta la celălalt frate. Și mi-a spus, nevasta mea, că să crească copiii dacă nevasta ta nu mai are voie de cântat. Îmi place corul, vă încurajez. Eu dacă m-aș primi membru aici, aș veni să cânt undeva cu voi aici. Domnul să vă binecuvinteze, amin? Ei, de la cor trebuie repetiții. Și când se vină frații la repetiții, iau paie și nutreț și fân și noi avem vite. Ăștia sunt oameni firești. Îi bună cântarea în cor duminică dimineața, dar nu-i bună repetiția de luni sau de marți. Și oamenii ăștia nu mai văd lucrul în adunare așa cum trebuie văzut. El cu un ochi îl vede că e bun și cu unul nu-l vede, că ăla l-a scos nahaș, că l-a pus nahaș la lucru. Îi bună stăruința după Duhul Sfânt, îi bun studiu biblic pentru predicator, îi bună legătura frățească, dar cu cine o fi joi seara? Că eu joi seara am de lucru și nu pot veni. Și uite că o serie de oameni, unii s-au născut orbi în adunare, iar alții au pierdut un ochi așa cu vremea.
o făcut legământ cu Nahaș, cu Amonitul, el le dă paie, el le face să se înmulțească turmele și uităm de adunare, nu mai vedem lucrurile bine, așa cum s-ar vedea cu doi ochi luminați. Le vedem numai cu un ochi, așa pe jumătate. Dacă sunt oameni din ăștia aici, Dumnezeu să-i ierte și să-i vindece. Amin? A treia categorie de orbi, spune în 2 Petru, capitolul 1, la versetul 5 în jos. De aceea dați-vă și voi toată silința, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Că dacă veți avea din belșug aceste toate, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditor în ceea ce privește deplina cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum, dar cine nu are aceste lucruri, unul, este orb, îi pus o virgulă, asta e o posibilitate, să fie orb. Și mai este o posibilitate, îi pus o virgulă, este orb, umblă cu ochii închiși și nu știe încotro merge, fiindcă s-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate, scrie acolo. Deci unii sunt orbi, unii nu sunt orbi, ei știu cum sunt lucrurile în adunare, dar mai închid ochii câteodată, umblă cu ochii închiși. Eu am avut un verișor de-al meu, un mare vagabond, pușcăriaș, bătăuș, s-a pocăit. Când a trecut la pocăință, cu râvna aceea din lume, păcatele l-a lăsat toate. Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, dar râvna aceea o avea în adunare. Și mergând odată el de la CAP-ul acasă, așa cum eram, vede o soră pocăită că o lua niște cartofi în traistă. Nu erau a ei. Și el se duce la fratele Ieremia, păstor, frate Ion, sora Viorica o lua niște cartofi. Băi, lasă că am să vorbesc eu cu ea, că nu-i bun, nu-i bun. A doua duminică vede altceva, altă pâră, a treia altceva. Și presbiterul îi spune, băi Ioane, dar cum le vezi tu tăte? Mai închide ochii ceia, nu le mai vede atâte. Și el spune, cum frate, încerc să umblu cu ochii închiși? Ei bine, unii au ochi, dar închid ochii numai câteodată. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Foarte conservatoare, la noi căsătoririle sunt foarte simple, foarte, și așa ne place, și așa suntem educați. E o moștenire acolo a Bucovinei, că așa e și la nepocăiți, simplitatea. Și avem probleme când face câte o căsătorie, frate, mireasa, să fie așa, 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 multe. Dar când e fata lui, nu-i mai atâta de legist. Ai, fraților, doar suntem la nuntă, nu suntem la mormântare. Adică închide ochii pentru o zi. Nu când ai tu nuntă, când am eu nuntă. Spuneam odată, la noi când niște candidați vor să ia botezul, îi trecem printr-o cenzură foarte severă. Vorbim cu comitetul, catecheză, mărturisirea păcatului, mărturisirea de credință. La urmă, îi prezentăm în fața bisericii. Ăștia-s candidații, vor să iei botezul. Știți ceva de ei? Da sau nu? Aprobați. În adunare era un frate și este. Tare cu surgiu. De câte ori ridicam candidații, el avea un verset. Frate Dragoș, vezi să nu botezi niște pui de năpârți. Ăștia să nu fie pui din năpârți, vin ca să se mărite, să se însoare, vin cu interese, să facă roade vrednice de pocăință. Acum mărturisesc, dar să rămân aici, nu se mai audă, știi? Când ridicam candidații de botez, mă uitam să nu fie omul să în adunare. El totdeauna era împotrivă. Ei, și scăpam mai ușor. Dar odată eram acasă și vine omul ăsta la mine și spune, frate Dragoș, avem o treabă noi. Nepoata mea vrea să se mărite. Avea vreo 16 ani și ceva. Slavă Domnului, zic eu, mănânc sarmale la nuntă. Nu, lasă sarmale la nuntă. E n-are botez, am venit să o botez. Eu zic, frate, eu o botez, dar să nu fie un pui din năpârcă. Să nu fie un pui din năpârcă să-i dăm botez. Băi, frate, Dragoș, dar tu înveți atâta popor. N-ai găsit ce scrie în Biblie? Botezați-i și învățați-i. Ce vrei tu la un copil de 17 ani să știe? Tu o botezi și după aceea mi-o înveți. Dar de ce la... Și îmi spune, putea să vină tatăl său, dar el nu știe să vorbească, am venit eu la tine. Și am spus, dar de ce la celălalt n-ai știut versetul ăsta? Le botezăm pe toți și învățăm. De ce ăia spui din năpârci și nepoata mea aplicăm alt verset? Știți, unii închid ochii numai câteodată și nu-i bine. Dumnezeu să ne ierte de asta, amin? Vorbim de legături frățesc, v-am spus ideea. Vorbim de lumină, întuneric și ochi. Aș dori ca Dumnezeu să ne vindece ochii, amin? Știți când închidem noi ochii? Scrie în Exod, capitolul 23, versetul 8. Să nu primești daruri, că darurile închid ochii acelora care judecă.
N-am venit în America după bani, am toată libertatea să predic în măsura în care mă credeți și peste câteva zile plecăm acasă. Am venit cu o obligație de familie la o slujire. Dar când depinzi de bani cuiva, de cadourile cuiva, că asta se întâmplă în America. Americanii mai vechi, cu bani mai mulți, v-au ajutat, au pus bani la adunare, de acum au pretenții. Nu poți să iei măsuri cu dânșă pentru că mi-au dat și mie bani. Și mie mi-au întins $100. Mi-aduc aminte la filiala din Suceava, era o judecată a unui prezbiter. Prezbiter din America a mers acolo. Dar fratele ăsta, înainte de a începe ședința, vine și dă $100 la un frate din comitetul filial, mai dă $100 la un frate, ei, la urmă începe judecata, dar omul ăsta era vinovat. Și fratele Ciuruh Nicolae, dacă ați auzit de el, înainte de a lua cuvântul, se ridică, scoate $100 și o dă la prezbiterul în America. Ține bani, că eu trebuie să fiu drept cu tine. S-a ridicat al doilea frate, oh, dar și mie mi-a dat $100. Ia banii înapoi de aici și noi trebuie să te judecăm drept. Nu cumva $100 să-mi strâmbi mie predica. Nu cumva $100 să-mi strâmbi mie judecata. Pentru că spunem Exod 23:8 că darurile închid ochii acelora care judecă. Dumnezeu să ne păzească. Cine ne închide nouă ochii? Că aici vorbim de lumină și întuneric. Odată darurile, cadourile, dependența financiară de unii care nu-s pocăiți în adunare. Și a doua oară, în versetul de aici, de 1 Ioan capitolul 2, versetul 11. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Ura, în legăturile noastre care le avem, ne închid ochii. Este întuneric, umblă întuneric, nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Să ne păzească Domnul și să ne facă să ne iubim unii pe alții. Amin? Aș vrea acum, în câteva minute, să trecem la o derivată a iubirii, la o practicare a iubirii. Și am ales versetul 13. Eu astă noapte m-am rugat, m-am trezit, Domnul mi-a dat mai multe descoperiri din cuvânt și m-a rugat, Doamne, ce vă trebuie vouă? De fapt, dacă nu era textul de astăzi, nu mai avem timp, voiam să vorbesc ceva cu privire la viața de familie, că sunteți deficitari. Dumnezeu mi-a spus, vorbește despre familie, că aveți probleme în familie. Și Dumnezeu să ne dea sănătate morală în familie. Dar acum vreau să vorbesc despre, din versetul 13, primul lucru, îngăduiți-vă unii pe alții. Eu am o predică despre îngăduință. Mai frumoasă decât predica, e istoria, cum am primit-o. Am fost invitat la o căsătorie, predic la foarte multe căsătorii, 30-40 pe vară, și în aceeași adunare predicasem de 10 ori. Și nu mai aveam predici noi, că la o căsătorie numai pe mirii se schimbă și predica. Cântările aceleași, Efeseni 5 aceleași, tot, numai mirii și predica trebuie. Și m-a rugat Domnul și m-a rugat, Doamne, dă-mi o predică, nu să spui adunare, tot lucrurile astea. Și n-am avut nicio idee. M-am rugat, am adormit. Și am visat că eram în adunarea din Speranța Suceava și a venit fratele Tudor Boliga, că acolo eram invitat la nuntă, și a venit fratele Tudor și mi-a spus, azi vei predica dumitale și cu fratele ăsta, ce subiect ai? Zic, să dea fratele subiectul, că eu n-am niciun cuvânt. Și l-a pus pe omul ăla și a predicat și a început predica cam așa. Frații mei, astăzi am să vorbesc de 4 domenii în viața de familie în care trebuie practicată îngăduința creștină. O citit din Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții. În viața de familie sunt 4 domenii în care trebuie să ne îngăduim. Eu generalizez într-un fel, că vreau să vă spun, am ascultat predica, am ținut-o în minte, m-am trezit, m-am dus la adunare și întreb pe fratele Tudor, cine mai predicează? Numai tu predici. Nu mai este nimeni? Nu, tu predici. Și am repetat predica de la amvon, care am visat în noaptea aceea, am ținut minte predica. Și le-am spus la miri de 10 ori, măi copii, eu predica asta am primit-o pentru voi, îngăduiți-vă unul pe altul, îngăduiți-vă unul pe altul, de 10 ori. La 3 săptămâni au venit el la mine, eram cu soția acasă, munceam,
dar unde-i soția? E mașină, nu vrea să coboare. Mă duc, ea mânioasă, plâns, așa, botoasă, stai, hai, te rog, eu om bătrân, am ieșit la piesă de bătrânețe, hai, te rog, hai. Și-am dus în casă, am stat 3 ceasuri cu dânsa, i-am pus la masă, s-au pupat amândoi și-au plecat la mașină, zic, slavă ție, Doamne. După alte 3 săptămâni, o dat divorțul și sunt divorțați. Când s-au certat a doua oară, nu mai veni la mine, ăia sunt divorțați acum. Dragii mei, știți că avem probleme în familie? Că nu știm să aplicăm îngăduința. Ce înseamnă a îngădui? A îngădui înseamnă a aștepta. Uite, vă dau un exemplu. Mie mi s-a întâmplat tare des până am auzit predica asta în somn. Eu mă duc la adunare și trebuie să fiu un pic mai devreme. Că conduc acolo câteodată. Mă duc la mașină și ultima care vine nevastă. Mi s-a întâmplat, frate, zici? Ca să vină nevastă mai târziu. Băi, dar vii, dar pornești motorul, dar stai, dar stai, dar stai și ea nu mai vine. Ei, când nu mai vine nevasta, ce faci? Nu, o îngădui. O mai aștepți încă. Asta faci un pocăit când întârzi nevasta. Eu m-am dus cu ea și am spus, uite, te rog frumos, hai facem o înțelegere că mergem la adunare și cina, nu-i rost să ne enervăm până la poartă amândoi. Hai eu tu înainte și eu după tine. O dispărut din ochii mei, n-ai văzut papucii ceia, că vine careva la noi și n-ai văzut cum s-a aruncat. Totdeauna își găsește ceva de corectat. Ei, dar un pocăit nu claxonează, nici nu o ceartă, un pocăit o îngăduie. Că asta înseamnă îngăduință. Dumnezeu să ne ajute. Hai, în câteva minute, primul domeniu în care trebuie aplicată îngăduința creștină este domeniul dialogului. Ar vorbirilor noastre. Fapte 26:3 spunea Pavel, dar te rog, îngăduie-mi să spun câteva vorbe. Adică îi spunea la înaltul demnitar, îngăduie-mi să vorbesc ceva cu tine. Știți dumneavoastră că în dialog ne trebuie îngăduință? Despre Apollo spune în Faptele Apostolului, capitolul 18, versetul 24, că era tare în Scripturi și avea darul vorbirii. Știți că nouă unii trebuie darul vorbirii la predicare, știți? Și mă rog Domnul să-l dea, amin? Dar știți că ne trebuie darul vorbirii acasă? Știți că și la nevestele noastre le trebuie darul vorbirii? Și în darul vorbirii, automat înțelegi care e momentul să vorbești. Când Eclesiastul 3 spunea, vorbirea așa are vremea ei și tăcerea vremea ei. Cine îl încurcă astea două vremuri, deja are probleme în casă. Când femeia trebuie să tacă, dar ea vorbește că nu poate să tacă, deja sunt probleme în casa aceea. Când bărbatul trebuie să tacă și nu tace, deja sunt probleme. Când în adunare eu trebuie să tac și nu pot, ca apar spune în 1 Timotei capitolul 6, de la versetul 3-4, dar în 5 spune, zadarnicile ciocniri de vorbe. De unde apar ciocnirile de vorbe în adunare, în sfaturile frățești, la oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? La oameni care îl așteaptă pe Domnul, sunt ciocniri de vorbe în adunările din America. De ce? Ciocnirile astea mă duc cu gândul la accidente, când două mașini se ciocnesc. Știți de ce? Nu se respecte indicațiile rutiere. Eu când am cedează trecerea, apoi eu cedez trecerea, nu mă bag primul în vorbă eu. Nu încep eu, că am cedează. Și eu când am stop, apoi stau cu gura închisă. Ziceam, Psalmul 39, voi vedea asupra gurii mele, voi pune un frâu buzelor mele, cât va sta cel rău înaintea mea. Cel rău nu-i nevasta. Cel rău nu-i bărbatul. Dar știți că cel rău a venit prin nevastă? Odată la Iov, tu rămâi tare, neprihănită, blasă-mi pe Dumnezeu. Și Iov îi spune, nevastă, nu vorbești ca o femeie înțeleaptă. Cum am primit de la Domnul cele bune și celelalte să nu le primim? Și uite că a venit diavolul prin nevastă și l-a încercat. Când stă cel rău înaintea mea, noi trebuie să tăcem din gură. Amin? Amin, surori din adunare? Știți, odată povestea, l-am cunoscut bine pe fratele Savu Iacoban. El ne-a povestit odată. N-avea copii, el era un om răutăcios, iute, dinamic, dar era proroc, era păstor, om cu frică mare de Dumnezeu. Dar așa plin de râmnă. Și vine acasă la serviciu, au probleme, vine acasă pe motocicletă, șefii lui, spiega la el, intră în curte și nevastă să era prin curte, spune, dar la casa asta nu mai dă nimeni cu mătura prin o gradă, dar eu trebuie să fac multă gălăgie. Nevasta tace din gură, pocăită iar femeia, trăiește.
El a plecat la Domnul, sigur a plecat la Domnul. Și neva să-i pune mâncare și spune, măi, îmi punea două farfurii, două linguri, două scaune, dar atunci îmi pune numai unul. Și pe când mânca eu, nevastă vine să așează în brațe și lepi după cap, aveau la 80 de ani, cred că, sau 70 de ani. Încă făcea servicii, nu știu câți ani avea, dar era oricum bătrân. Și lepi după cap și îi spune, băi, Savo, azi a venit la noi un om așa de rău, a intrat în curte și așa au făcut o gălăgie și el pune lingura, cine a venit la noi acasă să facă gălăgie? A venit unul, a spus că nu mai mătură nimeni și numai... Și a spus, măi, Domnul, să te binecuvintez, ești o femeie înțeleaptă. Și îmi spunea Savu, mi-am cerut iertare de la femeie, o știu când să vorbească și o știu când să tacă. Știi cât e de important? În darul vorbirii îi prinsă și înțelepciunea asta, când să vorbești și când să taci. Și îi prinsă și îngăduința, că o derivată, dacă vreți, a dragostei, îngăduința, Efeseni 4 cu versetul 2, îngăduiți-vă unii pe alții în... Că atunci, în dragoste scrie, că atunci când ne iubim, atunci ne și îngăduim și în adunare, și acasă. Doamne, ajută-ne la asta. Dar vorbeam de ciocnirile de vorbă, de accidentele acelea. Cine le produce? Și spune Pavel lui Timotei, este plin de mândrie. Știi cine fac cei mai multe accidente cu mașinile? Ăștia teribili. Mașini buni, copii din ăștia care au sute de cai putere. Și teribilismul ăsta, el nu mai stă nici la stop, nici la roșu, el îi dă drumul, că are mașină puternică. Ăștia mândri, ăștia fac accidente. În adunare, știți cine se ceartă primii? Mândri. Oamenii mândri ăștia se ceartă primii. Și în casă știți cine se ceartă primul? Ăla care e mai mândru, nu ăla umil, nu ăla smerit. Că ăla nu se ceartă. Hanania a vrut să se certe cu prorocul Ieremia. Și a spus, așa vorbește Domnul, peste 2 ani, Domnul va aduce uneltul de casă, Domnul, apoi. Și Ieremia a spus, amin, așa să fie. Nu ceartă tu cu un proroc. Și a luat jugul de lemn de pe grumazul lui Ieremia, l-a trântit jos și Domnul sfărâmă jugul. Și Biblia spune acolo, și Ieremia a plecat acasă. Dacă vrei cineva să certe cu tine prin ușa adunării, prin parcare, prin mașină, nu îi spune nimic, du-te acasă. Ca să fie o ceartă trebuie măcar doi. Dar dacă unul e cu minte și pocăit, nu sunt ciocnirile de vorbe. Știți cine se ciocnește în vorbe? Ăia mândri. Ăla când spune o vorbă, dacă nu-l asculti, gata cu el. Mi-aduc aminte de un caz. Era un om foarte înțelept, un sfeșnic bun. Totdeauna el la sfaturi frățești vorbea și îi spunea la conducător ce are de făcut. Și i-a dat un exemplu. Auzi, frate, dacă faci așa, ești bine. Și a spus conducătorul, măi, tu vorbești bine, dar hai să mai ascultăm pe un frate. Și îl ascultă pe al doilea și al doilea spune, nu-i bun, vorbesc de Absalom, de Ahitofel și de Hușai. De așa trei vorbesc-o din Biblie. Și Ahitofel i-a spus, acum noaptea asta, dacă te duci, îl prinzi pe taică tu pe David. El i-a obosit oameni și Hușai i-a spus, nu, oprește, strângem tot Ierusalimul. Dar Domnul a vrut să zădărnicească sfatul bun al lui Ahitofel. Și Absalom îi spune, măi, Ahitofel, Hușai are dreptate. Știți ce a făcut Ahitofel? Care știe? S-a dus acasă, s-a spânzurat. Mă, dar chiar așa din... Cum dacă ai spus o vorbă în adunare și nu s-a ținut cam de ea, chiar te spânzuri? Chiar nu mai vii la adunare, trebuie să meargă păstorul, să vină comitetul. Sunt moftoroși din ăștia mândri prin adunare pe aici, nu cunosc pe nimeni. Domnul să ne ajute să ne pocăim, amin? Știți de unde vin ciocnirile de vorbe? De la oamenii mândri. Și apoi Biblia mai spune un lucru. Nu știu nimic. Așa scrie acolo. Deci accidente nu fac numai ăia mândri. Mai sunt dintre noi care eu permisul cu bani. Eu acolo am caldarare lângă mine și tot caldarare în mână, mașină, dar eu nu știu carte. Eu dau 200 de euro la poliție, eu luat permisul, dar el nu știe nimica. El, săracul, nu-i mândru, merge încet și când vede roșu la stop, acum să-i dau drumul și trece. Dacă el nu știe, uite, ăștia fac accidente. Mai sunt din ăștia care fac ciocniri de vorbă, nu că sunt mândri. Ei vorbesc, dar nu știu ce vorbesc. Odată un frate m-a luat așa un unghi în adunare, frate Dragoș, asta așa mi-a imputat el multe. Și eu l-am luat pe după cap, i-am spus, frate, hai să-ți povestesc cum a fost. Uite așa, eu n-am știut așa, eu n-am știut. Bine că ai vorbit întâi. Întâi vorbești, după aceea te documentezi. Știi că și acasă apare cearta de la lucru care nu le știi?
Bărbatul nu știe toate lucrurile astea femeiești, da? Vrea să arate că e bărbat. Nevasta câteodată nu știe lucrurile bărbatul de la servici, de la jobul lui, dar se bagă și îl învață și ea nu știe mica. Și bărbatul nu mai poate să rabde. Și apar probleme, deci. Știi de unde apar ciocnirile de vorbe? De la oamenii mândri, de la oamenii neștiutori. Și mai este acolo o categorie, nu mai dau exemplu din Scriptură, că sunt multe. Și are boala cercetărilor fără rost. Știți ce mai face accident? Bolnavi. El are daltonism, el nu știe când e verde și când e roșu. Am avut din ăștia, o spus stai lângă mine și când e verde îmi spui. El e bolnav săracul și vine bolnavul la adunare și face o ceartă de vorbă că el e bolnav, nu știe. Domnul să ne vindece, amin? În darul vorbirii vorbesc de îngăduință la nivel de vocabular, de dialog. Să ne dea Domnul practicarea dragostei care se cheamă îngăduiți-vă unul pe altul. Alegem momentul vorbirii când trebuie și tăcem când trebuie. Apoi tot în darul vorbirii îi cuprinsă și vorba și tonul. Și felul, știți ce scrie în Ioan în capitolul 12, un verset acolo 49, că Tatăl meu mi-a poruncit ce să vă spun și cum să vă zic. Tonul face muzica. Că aceeași vorbă, dacă îi spun la bărbatul tău cu câțiva decibeli mai la potențiometru și să-i o spui mai zâmbind, ori el te-ar accepta. Dar când îl iriți, când strigi, când bașul din picior, când stai înaintea lui, ascultă-mă pe mine, ei, atunci apar ciocnirile astea de vorbe în casă și în adunare. Pentru că noi trebuie să știm ce să vorbim în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 13, de unele surori, nu de voi, de unele surori spune așa, ba încă s-o deprind să umbli din casă în casă fără nicio treabă, sunt limbute, iscoditoare și vorbesc lucruri care nu trebuie vorbite, așa scrie Pavel. Știți că nu trebuie toate lucrurile trebuie vorbite, nici de la amvon, chiar dacă spune adevărul, dar nu trebuie de la amvon. Nici în adunare nu trebuie și câteodată nici acasă nu trebuie toate lucrurile vorbite. Sunt lucruri care nu trebuie vorbite. Ei, dar unii au defectul ăsta, tocmai astea le vorbesc, care nu trebuie. Și Pavel spune, și vorbesc lucruri care nu trebuie vorbite. Să ne dea Domnul înțelepciunea ca să vorbim ce trebuie vorbit în casă. Să vorbim în adunare ce trebuie vorbit. Amin? Și apoi tonul în cântarele cântărilor spune că glasul porumbeței mele este dulce. Vocea ta cum e dulce? Sunt și vorbe amare. În Biblie sunt vorbe dulci, am versete, și vorbe amare. Vorba ta cu care te adresezi la bărbat, e dulce sau e amară? Păi dacă e amară, l-amărești, măi soră, și l-ai amărât toată ziua. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Apoi contează și... Să vorbești pentru binele casă, nu vă vorbiți de rău casă, nu povestiți, nu scoateți în prăjină vorba românului, că îi spui la cineva și el te râde, te judecă, te povestește. Odată Abigail l-a apucat pe David pe după cap și a spus, Domnul meu, o vorbă la ureche. Știi ce mult contează să-i spui o vorbă la ureche? Eram odată la o căsătorie și un bărbat mânca cu poftă. Și nevastă îi spune, nu clămpăi așa, bă, că nu-i frumos. Bă, s-o certa, nu le mai tihni nunta. Doar e putea să-i spui la urechi, mănâncă mai încet un pic, doar ai când, ai de unde, știi? Dar e, o vrut să-l corecteze, bine o vrut să facă, dar nu știu să-i vorbească la urechi. Mai vorbiți la bărbat la urechi, știi ce efect are? Îl gâde la așa plăcut și lasă după tine. Dar dacă tu-i țip din prag, el nici nu a coborât din mașină și tu l-ai și luat în focuri. Asta duce la ciocniri de vorbă în familie. Dar noi trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Știți dumneavoastră că o femeie înțeleaptă poate să întoarcă unui, hotărârea unui bărbat încăpățânat? Că a spus David despre Absalom, pleacă de aici, nu mai vezi fața. Și 3 ani de zile a stat Absalom. Dar Ioab, fiul țărui, a văzut că inima lui David... sângerează după Absalom și a spus, știu ce am de făcut. S-a dus, a luat o femeie iscusită din Tecoa și a spus, du-te la David. Și când a venit aia cu o poveste și i-a spus, și David s-a prins, o zic că noi mâna lui Ioab fiul țărui, pe cât e de viu Domnul și sufletul tău, e mâna lui Ioab. Și a spus, David, cheamă-l la Ierusalim, pe Absalom, spune-i să vină.
că o vorbă înțeleaptă, o vorbă spusă dulce, mai anulează hotărârea unui bărbat luată la mânie și poate nu e cea mai bună. Dar trebuie să știi cum Dumnezeu să ne ajute, amin? Știți, este un domeniu în viața de familie și în viața bisericească în care trebuie aplicată îngăduința creștină. Adică primul domeniu, cel al dialogului. Să învățăm să vorbim unul cu altul. Când trebuie să vorbim și când să tăcem și Dumnezeu să ne ajute. Nu intru în celelalte domeniu, că mă tem că nu o să mă mai îngădui să vorbesc. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vorbit ceva de legătura frățească. Nu uitați, cei care se izolează, cei care se dau deoparte, sunt o pradă sigură. Spun păstorii care umblă cu oile pe câmp, că vine lupul și o ia pe cea din marginea turmii și nu o sfâșie acolo și nu o mănâncă acolo. O apucă după cap și cu coada o mână într-un tufiș și când e singur, atunci o sfâșie. Nu vă izolați de adunare, nu vă dați înapoi în nemulțumirea voastră, strângeți rândurile în cetate și Dumnezeu să ne ajute, amin? Al doilea gând l-am avut de lumină și de ochi, să ne vindece Domnul ochii, amin? Al treilea gând a fost o aplicație a iubirii, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină, că are, să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum ne-a iertat Dumnezeu, așa să ne iertăm și noi, amin?